Sucker! They tested me. They knew I wouldn't break. And I won't break now. The government wants marriage. They want you to. Yeah. There was. There's no copyright. I was not supposed to kill. Who? Who are they? Okay. Sunt și aia. Și acum o să ne luăm, o să ne întâlnim cu președintele din McKinney și o să ne luăm în armata americană, după cum știți ce am fost prinși și, na, cum am merge la Pentagon. După cum știți, Pentagon a fost distrus de mult timp, dar, na, asta a fost acum în anii 60-70 cu războiul la Vietnam. Continuăm. Acum puteți vedea că acum merge la Pentagon să ne... Să ne luăm în armată și să ne dea o misiune președintele și să le executăm pe Dragovici, dar la finalul jocului o să facem lucrul respectiv. O să vedeți că în jocul ăsta există și misiuni cu elicoptere și cu vehicule. Momentan jucăm... Acum cam... Începem primele misiuni. O noi practic acum suntem VIP, dacă nu știți. Suntem VIP. Oameni VIP. Că acum dăm una cu cineva, cu Mac Mara. Ok. Dacă vă întrebați, ei bine, jocul ăsta e un joc destul de șmecher, are o poveste șmecheră. O să vedeți la final, în fiecare episod vă explic. Cum am spus, o să ne dea misiune și luăm pe Dragovici. Care ați văzut și voi în celălalt episod. În celălalt episodul 2, l-ați văzut, când ne-a prins și ne-a dat, după cum știți, ceva să lămărâm pe acel președinte, noi am urmărit pe cineva care se mâna cu el și el ne-a dat către Dragovici ca să aibă o relație mai bună cu rușii. Iar acum, noi ne lămărâm în armată, după cum știți, că am scăpat din închisoarea aceea. Și misiunea asta o să fie o misiune extrem de plictisitoare, dar asta va fi episodul ăsta. Misiunea asta să continuă mai multe misiuni. Adică, practic, asta nu e misiunea propriu-zisă, e misiunea propriu-zisă să-l omorăm pe Dragovici și să oprim lansarea dușilor, că vor să dea o bombă nucleară. Aici, interogatorul ne spune că Mason, mă rog, caracterul nostru spune că toată lumea se uită la el, e atras, toată lumea e atrasă de el. Oricum, cum am spus, el a fost spălat pe creier în Vorkuta ca să creadă mai multe chestii și o să vedeți și în misiunea aceasta când o să ajunge la președinte. Și, da, cum am spus, eu am oprit sunetul la joc. Aici o să vezi și voi că suntem VIP, că numai oamenii foarte important să pot întâlni cu președinții, vă dați și voi seama, dar nu să întâlnești ultimul prost cu președintele care conduce țara. Și pe tipul ăsta era președintele McKinney, care a și ordonat trupelor să ducă în Vietnam. Cam războiul meu favorit din Vietnam. Și de aceea e jocul ăsta al meu favorit, pentru că majoritatea misiunilor sunt în Vietnam, dar încă n-am ajuns acolo. O să ajungem și noi. După aceea când o să ajungem o să fie... Na. Acum, asta e o bază militară, după cum puteți vedea, o bază secretă de la CIA, pentru că Hudson, acest băiat, este de la CIA. Dar cum știți, niște forțe de care să prefac, nu știu ce, sunt vicleni, cam așa. Și acum ne este chestia asta legendară și asta e o misiune controversată pentru că apare președinți care chiar au existat. Mă rog, caracterii în sine n-au existat în realitate, când se numeau așa, au sucat pentru joc. Nici nu a existat Dragovici în realitate, ca să știți, tot un actor care a jucat. Mr. President, vedeți și voi, Kennedy. Și vedeți și voi cum vedem, adică în jocul nu-i buguit, pur și simplu, vedeți și voi, că se mișcă foarte greu.
Și acum a vorbit cu președintele de comisiunea aia, cum v-am spus, că o să la urăm pe Dragovi și să oprim lansarea nucleară. Chiar cum vedem mai multe ceasuri acolo. Acum ne arată Dragovici, și acum avea deturată pistolul în mână și îi dăm la cap, fără motiv, și după aceea ne revenim. Asta e pentru că ne-a spălat pe creier ăla să-l omorâm pe președinte, dar noi n-am reușit să-l omorâm. Asta o parte destul de bună. Ei știau că o să ne întâlnim cu el cândva, să ne reînlărăm în armată, așa că ne-a spălat pe creier să-l omorâm, dar nu l-am omorât. Dar la finalul jocului e un easter egg că Mason apare la întâlnirea lui Mason. Că apare acolo. După cum știți în final, mă rog, știți. Ok, deci asta este misiunea care o să o facem în episodul următor. O misiune în care îl vezi și voi că am vorbit cu președintele Kennedy, care l-am să-l omorâm. Dar l-am omorât că nu. Ok, aici trebuie să... Nu noi doar să distrugem ăla, dar a fost doar să fie capturat. Dragovici. Da, și o să vă arăt un mic spoiler cum începe misiunea. Și cum am spus, în episodul următor o să jucăm. Cred că altfel ne-am anunțit extrem de mult cu misiunea, pentru că nu e misiune scurtă deloc. Și noi facem misiune pe zi. Asta să zicem cum să pune ca misiune, dar nu. Ok. Cam asta începe misiunea. Suntem în desert, trec elicopterele. Practic. Iar acum suntem cu Woods. După cum știți, la începutul jocului ne-am reînălat în armată, că am fost la închisoare, am fost... Na. După cum știți, la începutul jocului l-am întâlnit pe Woods, pe Liemnie. Practic. Cam asta începe misiunea, îi dăm și Evan Quid. Nu vreau să vă dau spoiler prea mare. Dacă ați ști ce o să vă aștepte, ce tot o să facem, o să avem de lucru în episodul 5. E nu chiar, dar... Cred că până acum s-a pus și episodul 3 care l-am făcut. Numai că nu s-a pus începutul, că sper că acum s-a pus. Ok, deci următoarea misiune o să fie aceasta executat de ordine în care toți ne infiltrăm într-o bază rusească, o să ne deghizăm, o să omorăm niște ruși, o să le furăm hainele și practic o să ne infiltrăm. După aceea misiune, stai să vă mai arăt ce mai e după aceasta. Uitați-vă cum s-a trebuit. După aceea e prima misiune din Vietnam. Noi practic venim acolo ca să vedem locurile sovietice, adică alea rușești, ca să pide pe Kroșenko, pe aia, na, că ce ca acolo, nu știu ce chestii, ca să aflăm. În fine, cam asta a fost epopa.